Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Iată care sunt principalele informații ale zilei. Polițiștii au reținut un bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat care ar fi pătruns și ar fi sustras din interiorul unei societăți televizoare, monitoare și un dispozitiv audio, bunuri pe care le-a vândut ulterior. Polițiștii secției 3 Poliție Urbană Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut un bărbat în vârstă de 29 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În fapt, polițiștii secției 3 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi sustras mai multe bunuri din incinta unui corp aflat în amenajare situat pe bulevardul Dâmbovița din Timișoara. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 29 de ani, care la data de 30 și 31 ianuarie ar fi pătruns și ar fi sustras din interiorul societății două televizoare, două monitoare și un dispozitiv audio, bunuri pe care le-a valorificat ulterior. Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar prejudiciul a fost recuperat parțial. În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul în vârstă de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând să fie prezentat magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive. Trei tineri din Lugoj ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin alimentar. Tinerii au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. În urma probatoriului administrat în cauză, tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Lugoj, au reținut trei tineri în vârstă de 17, 18 și 20 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, în fapt aflându-se în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă sesizată la data de 17 ianuarie. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj au identificat trei tineri care în perioada 12-16 ianuarie ar fi pătruns și ar fi sustras din interiorul unei societăți comerciale situate pe strada Timișorii din Lugoj mai multe produse de îngrijire corporală și produse alimentare. Tinerii au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. În urma probatoriului administrat în cauză, tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând să fie prezentați magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive. Aceștia au fost conduși la centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș, polițiștii continuând cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a acestora. Mediul de afaceri din România are de suferit din cauza faptului că nu este o reglementare pentru legea lobby-ului. Prezent în cadrul emisiunii Drumul Bun, avocata Melinda Galu a explicat de ce. Nimeni nu stă să se gândească acești câini, de ce ajung în aceste adăposturi? Pentru că omul, da, românul, își ia un câine dintr-un moft, că vrea copilul, că e la modă, că... și nu este responsabil. După un anumit timp, din diverse motive, nu îl mai vrea. Și atunci îl abandonează. Dacă fiecare persoană ar fi responsabilă, fiecare om ar avea grijă de animalul lui, nu l-ar lăsa pe stradă nesupravegheat, nu i-ar înmulți, n-ar abandona puii, nu ar exista aceste adăposturi sau ar exista ca în străinătate cu un număr mic de locuri pentru situații de urgență. Sunt tot felul de situații, moare stăpânul, își pierde casa, dar nu să faci un adăpost pentru că românul nu vrea să respecte legea, înmulțește, abandonează și atunci... Uite așa, plătim de, e un perpetuum mobile, plătim de 10 ani pentru un lucru care niciodată nu se va rezolva. Pentru că dacă nu închizi robinetul, nu se termină nici cu inundația. Deci cam așa stau lucrurile. Și eu nu înțeleg pe cei, sunt foarte mulți oameni care plătesc ca să scape de câinele din curte. Deci sunt dispuși să plătească această 1000 de lei ca să scape de câinele din curte. Deci n-are niciun pic de compasiune, de empatie, de față de animalul lui din moment ce poate să-l trimită într-un adăpost. Prezent la emisiunea Ancorat în realitate, Nicolae Oprea a precizat că pe lângă agricultura mare, guvernul ar trebui să-și îndrepte atenția și spre dezvoltarea zootehniei. Sigur că pe lângă această activitate importantă care este și anume agricultura mare, cum îi spunem noi,
guvernul trebuie și trebuie ca să se gândească foarte serios și la problema și la modernizarea acestei izotehnii. Cu ani în urmă, și știm cu toții foarte bine, și nu numai cu ani, acum s-a vorbit despre zootehnizarea țării, pentru că vrei, nu vrei, noi suntem o țară care avem condiții, condiții tehnice, condiții climatice și așa mai departe, de a dezvolta zootehnia și, bineînțeles, producția aceasta de produse animaliere. Ori zootehnizarea fără efective de animale, categoric că nu se poate face. O, la noi și bovinele, numărul de bovine a început să scadă, numărul de porcine, nu mai vorbim. Ia că se spune că avem un oarecare echilibru la pasăre, la ouă, la carne, dacă ar fi, pentru că și greutățile sunt așa cum sunt. Deci dacă nu urmărim și cu treaba, cu zootehnia, cu piața animalelor, cu piața animalelor, a laptelui și așa mai departe, categorică va fi foarte, foarte greu. Prezent în cadrul emisiunii Drumul Bun, arhitect șef din Primăria Timișoara, Gabriel Almăjan, este de părere că tunisienii pot solicita prin managerii de cartier realizarea unui regulament urbanistic pentru zona în care locuiesc. Cred că noi, asta trebuie să, de fapt, cumva ar trebui să participăm, dacă vreți, la exercițiu sau să susținem exercițiul ăsta al comunității de a-și forma propriile cereri, de a se coagula și de a solicita astfel de lucruri. E greu să realizezi o hotărâre de consiliu local? E greu pentru acei locuitori? Nu. La cine ai sfătuit să apeleze? Să vină direct la reprezentanții primăriei Timișoara să vorbească cu cei din executiv sau să apeleze la un consilier local? Cum ar fi ambele, mai ușor ambele. De cred făcut? Că, pentru că da. Și întocmirea acelui proiect de hotărâre și regulamentul care ar trebui adoptat sunt destul de greu de făcut. Da, dar nu imposibil. Am avut un caz de acest gen al unui regulament pe care l-am adoptat pentru acel cartier pentru tineri în Ovidiu Balea, tocmai pentru că el lipsea cu desăvârșire și pentru că, fiind niște clădiri înșiruite, riscul era, cum de altfel s-a întâmplat în altă situație, să devină un haos urbanistic și estetic total. Și atunci am adoptat foarte repede, cât am putut noi de repede, un regulament minimal de construire care să seteze anumite soluții de înălțime, de culori, de materiale, de alipiri și soluții în situațiile unor alipiri. Deci cetățeanul poate solicita, sau asociația de locatari sau asociația cetățenilor dintr-o anumită zonă, prin managerii de cartier, că acum, de exemplu, există și manageri de cartier care poate să preia astfel de solicitări și să-și înțeleagă efectiv problema locală. Sunt managerii de cartier, sunt în locul președinților consiliilor consultative de cartier, cumva au alte atribuții acum, au mai multe sau au o altă putere? Cred sau că... vă întreb altfel, sunt luați în seamă mai mult comparativ cu cei din trecut, când erau luați în calcul doar în timpul campaniilor electorale și erau vector de imagine, îi mobilizau lumea? Dimpotrivă. Acum cum aveți interacțiune, de exemplu, la compartimentul exact... de... Exact. Urbanism cum are? Îi invităm, de exemplu, la toate strategiile și planificările de urbanism la care suntem parte, fie că suntem inițiatori, fie că derulăm o procedură de avizare, îi invităm și discutăm cu ei. Noi chiar credem foarte tare în rolul lor, pentru că, în general, oamenii își doresc mai bine și nu știu cum să facă pași pentru mai bine. Rolul lor, după părerea mea, este să asigure această comunicare intermediară, un nivel între cetățeanul care nu are timp să stea să citească 100 de legi sau proceduri și o administrație care are un volum foarte mare de lucru. Constantin Buzatu, inginer agronom, a vorbit despre concurența neloială pe care o fac ucrainenii. Cum să supraviețuim? Glasul nostru a fost glasul suferinței, a spus fermierul, făcând referire la protestele care au avut loc. Trebuie să o spunem cu toată gura că suntem români. Se datorează în mare parte influenței războiului din Ucraina. Asta pentru că Uniunea Europeană a deschis granițele României, că avem 625 de kilometri de graniță cu Ucraina, granițele cu Polonia
și ne-au invadat niște produse agricole modificate genetic, ceea ce în cadrul Uniunii Europene este interzis. Dacă eu, Buzatu, mă prinde cineva că în primăvară cultiv soia modificată genetic, porum modificat genetic, e caz penal. Dar pe toată lumea i-a apucat uitarea și zic, domne, acum Uniunea Europeană a prelungit termenul de import cu licență, fără licență, aici iară o problemă. Și de suspendarea taxelor. Așa, și de suspendarea taxelor până în iunie 2025. Nu 2024, anul în care suntem, până anul viitor, în iunie 2025. Vă dați seama câtă presiune asupra prețului fac aceste produse care se fac cu pesticide mai ieftine decât în cadrul Uniunii Europene. Practic, cu pesticide interzise în cadrul Uniunii Europene. Vă dă o luptă ilegală, e o concurență neloială. Și atunci cum să supraviețuim? Glasul nostru a fost glasul suferinței pentru că falimentăm. Organizația studenților din Universitatea de Vest din Timișoara anunță cea de-a 17-a ediție a IT Fest Timișoara. Evenimentul este dedicat pasionaților de tehnologie, jocuri și profesioniștilor din domeniul IT și va avea loc în perioada 4-10 martie. Organizația studenților din Universitatea de Vest din Timișoara anunță cu entuziasm cea de-a 17-a ediție a IT Fest Timișoara, evenimentul emblematic dedicat pasionaților de tehnologie, jocuri și profesionaliștilor din domeniul IT. Programat în perioada 4-10 martie 2024, festivalul va îngloba o serie de activități desfășurate în diverse locații din oraș, inclusiv incinta Universității de Vest din Timișoara. Inițiativa OSUD promite o experiență inedită, inclusiv workshop-uri interactive și prezentări captivante susținute de experții în domeniu. Participanții vor avea oportunitatea de a se implica în competiții de programare și într-un hackathon ce oferă premii generoase în valoare totală de 3.000 de euro pe categorie. Printre momentele de neratat se numără sesiuni de networking menite să faciliteze conexiunea între tineri și liderii de opinie, precum și reprezentanții unor companii de renume din industrie. În plus, evenimentul va include activități distractive, cum ar fi un treasure hunt, boarding games, un concurs de cosplay și un gaming tour, toate având scopul de a mobiliza comunitatea. Un aspect distinctiv al IT Fest Timișoara 2024 este angajamentul său față de responsabilitatea socială. Fondurile strânse vor fi direcționate către organizații non-guvernamentale locale, sprijinând astfel cauze nobile în județul Timiș. Prin licitații pentru pachetele de beneficiari oferite de parteneri, companiile participante vor contribui la acest efort caritabil. Cazul tânărului artist liric Ciprian Balici de la Opera Națională Română din Timișoara a avut ecou și în rândul reprezentanților Arhiepiscopiei Banatului. Preotul paroh Ionel Popescu, vicar eparhial, face apel la toți oamenii de bună credință să se mobilizeze pentru evenimentul caritabil din 12 februarie. Cazul tânărului artist liric Ciprian Balici de la Opera Națională Română din Timișoara ne-a impresionat pe toți. Pe mine cu atât mai mult cu cât l-am întâlnit pentru prima dată în anul 1992, când mama sa, o femeie credincioasă, iubitoare de Dumnezeu și de biserică, l-a adus la seminarul teologic din Caransebeș pentru a se iniția în tainele bisericii noastre. A finalizat studiile în 1997, l-am avut așadar 5 ani elev, un elev bun, cu minte, respectuos, harnic la învățătură, cu o viață morală pilduitoare. A finalizat și studiile la Facultatea de Teologie de aici, dar așa s-a întâmplat că nu slujește la altarul bisericii, ci la altarul artei muzicale, pe care o onorează cu calitățile sale alese, vocale și instrumentale. Ca un lucru aparte este faptul că, deși nu este slujitor al bisericii, nu a rupt legătura cu biserica, ci împreună cu colegii săi din Corala Contrast
au participat și participă la foarte multe manifestări bisericești, cum a fost și întâlnirea internațională a tineretului ortodox de la Timișoara. Acum situația lui este specială, de 4 luni și jumătate, îl pomenim și noi în rugăciune sfântă către Bunul Dumnezeu și nădăjduim că se va însănătoși și se va întoarce la familia lui, la soția și la fetița lui, care fac eforturi disperate, inclusiv din punct de vedere financiar, pentru a putea susține cheltuielile de spitalizare. Ne-am alăturat și noi acestor eforturi după posibilitățile noastre și vom continua să susținem atât cât putem situația în care el se află. Mi-am adus aminte, privind la situația medicală a tânărului Ciprian Balici, de o minune săvârșită de Domnul Hristos și relatată în Sfintele Evanghelii, și anume aceea când 4 prieteni au luat un prieten al lor bolnav, l-au așezat pe o targă și l-au dus la Domnul Hristos să-l vindece. Și pentru că n-au putut intra în casă, pe ușă, în mod normal, pentru că erau foarte mulți oameni adunați, au dat la o parte acoperișul casei și așa l-au așezat în fața Domnului Hristos, care văzând credința lor, l-a vindecat. Mi-au venit în minte aceste momente relatate în Sfintele Evanghelii, văzând că, iată, colegii lui, frații lui, prietenii lui foarte buni din Corala Contrast au luat această inițiativă de a organiza un concert caritabil, tocmai pentru a fi de folos și prin această manifestare muzicală și culturală, a fi de folos familiei în susținerea cheltuielilor de spitalizare. Lucru minunat. De aceea facem un apel către toți credincioșii noștri, către toți oamenii cu suflet mare, să sprijinim cât putem de mult acest efort extraordinar al familiei, al colegilor din Corala Contrast, al colegilor de la Opera Națională Română din Timișoara, al unor parohii și fundații, să sprijinim și de acum înainte cu donații familia, ca el, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se întoarcă sănătos acasă. Comisarii de la Protecția Consumatorului au verificat magazinele Mega Image de pe raza județului Timiș. Aceștia au găsit o serie de nereguli, printre care mâncare stricată pusă la vânzare. Comisarii au aplicat amenzi drastice și au închis 2 magazine. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest-Timiș a desfășurat în a doua jumătate a lunii ianuarie o amplă acțiune de verificare a modului în care este respectată legislația în vigoare în magazinele lanțului Mega Image din județul Timiș. Până în acest moment au fost controlate 12 unități, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale în valoare de 186.000 de lei și 5 avertismente. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializare a produselor găsite ca fiind neconforme în cantitate de 422,8 kg. S-a propus încetarea practicii comerciale incorecte pentru 2 locații și închiderea temporară pentru o perioadă de 6 luni pentru 2 locații. Principalele abateri constatate au fost comercializare de legume și fructe depreciate, legume cu porțiuni moi cu modificări de aspect, consistență sau culoare, comercializarea de produse alimentare care erau păstrate la temperaturi mai mari decât cele declarate de către producători și produse preambalate cu umiditate în interior, comercializare de produse cu ambalaj deteriorat, comercializare de produse alimentare cu diferențe de gramaj, comercializarea de produse alimentare cu DDM depășită, comercializarea de jucării lipsite de informații în limba română referitoare la avertismente, categoria de vârstă, declarație de conformitate, neexistența cântarului în zona de legume și fructe, nerespectarea regimului proporțiilor, neafișare prețuri, fără viza anuală pentru acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o acțiune de combatere a comerțului ilegal cu jucării, accesorii și dispozitive de siguranță pentru copii. Astfel au fost depistate sute de produse contrafăcute.
În cadrul unei operațiuni desfășurate la nivel european și național, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o acțiune de combatere a comerțului cu ilicit cu jucării, accesorii și dispozitive de siguranță pentru copii. În urma controalelor au fost constatate 4 situații de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală, constând în aceea că au fost puse în vânzare fără drept produse identice sau similare cu o marcă înregistrată, susceptibile a fi contrafăcute. Au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 460 bucăți jucării, 188 articole de îmbrăcăminte, 20 perechi încălțăminte și alte 576 bucăți accesorii purtătoare de mărci cunoscute. Valoarea bunurilor ridicate este de aproximativ 32.000 de lei. În toate cele 4 cazuri au fost întocmite dosare penale și se continuă cercetările sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Arad. 2 mașini s-au izbit violent într-o intersecție din Timișoara. Șoferița care a provocat accidentul nu s-a asigurat și a intrat în plin într-un autoturism care circula regulamentar. O persoană a fost rănită și transportată la spital. 2 mașini s-au izbit violent într-o intersecție din Timișoara. O persoană a fost rănită și transportată la spital. O femeie, în vârstă de 66 de ani, a condus un autoturism pe Bulevardul General Ion Dragalina, dinspre Bulevardul Republicii, înspre Bulevardul 16 decembrie, iar la intersecția cu Splaiul Tudor Vladimirescu, în urma efectuării virajului la stânga, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 67 de ani, care circula pe sensul opus de mers. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv o femeie în vârstă de 67 de ani, pasageră în autoturismul condus de către conducătoarea auto, în vârstă de 66 de ani. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Consiliul Județean Timiș va demara proiectul Modernizarea DG593C-SHAG, Sânt Mihaiul Român, DG591A. Actualul drum are porțiuni pietruite, dar și secțiuni în care nu are structură rutieră sau sistem de colectare a apelor pluviale. Proiectul de modernizare va include și execuția unor sensuri giratorii, precum și modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată pe care o traversează. Consiliul Județean Timiș continuă seria proiectelor de amenajare și extindere a infrastructurii rutiere. Printre acestea se numără și modernizarea DG593C-SHAG, DG593, Sânt Mihaiul Român, DG591A. Autorizația de construire necesară finalizării proiectului tehnic a fost emisă, iar ținând cont că este deja semnat contractul pentru proiectare și execuție, lucrările ar putea începe la sfârșitul lunii viitoare. Modernizarea acestui tronson se află pe lista proiectelor care vor primi finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, suma alocată fiind de peste 15,5 milioane de lei. Tronsonul va porni de pe DG593 pe raza localității Șac și va continua până la intersecția cu DG591A în Sânt Mihaiul Român, lungimea acestuia fiind de 6,53 km. Actualul drum are porțiuni pietruite, dar și secțiuni în care nu are structură rutieră sau sistem de colectare a apelor pluviale. Pe lângă îmbunătățirea condițiilor de circulație și siguranța participanților la trafic, ne propunem să scurtăm timpii de parcurs între Sânt Mihaiul Român și Șag, tronsonul urmând să facă parte din centura alternativă a Timișoarei, a spus Alexandru Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Proiectul de modernizare va include și execuția unor sensuri giratorii, precum și modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată pe care o traversează. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora vor beneficia de gratuitate la transportul în comun din Timișoara. Plata lunară pentru transportul urban gratuit va fi gestionată de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara. 467 de beneficiari, persoane cu dizabilități și însoțitori ai acestora vor beneficia de gratuitate la transportul în comun. Demersul primăriei municipiului Timișoara vizează în mod specific nevoile persoanelor cu handicap grav și accentuat, inclusiv asistenții personali și însoțitorii. Persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și asistenții personali profesioniști, însoțitorii persoanelor cu handicap grav, minorii cu handicap accentuat și adulții cu handicap auditiv și mental accentuat, beneficiază de gratuitate
mobilitate pe toate liniile de transport în comun. Însoțitorii pot călători gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă, pe perioada de încadrare în grad de handicap sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara. Plata lunară pentru transportul urban gratuit va fi gestionată de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Această inițiativă respectă prevederile legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform căreia sumele aferente drepturilor se asigură din bugetele locale, iar modalitatea și cuantumul gratuității se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale. De asemenea, pensionarii cu domiciliu în Timișoara, indiferent de cuantumul pensiei, beneficiază de transport public gratuit în oraș. Acestea au fost principalele informații ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. Rămâneți cu bine, rămâneți informați!